Fostul mare basketbalist al Seleșa Naționalei României din anii 80, Petre Brănișteanu, a revenit în complexul Ghencea. Într-un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV, omul spectacol al roșalbaștilor și-a amintit de momentele frumoase pe care le-a trăit în perioada 1978-1991 la Steaua. Dacă ne adunăm și stăm 3 luni, ne amintim fără să ne repetăm. Eu am început în 70 la liceul 35, nu numai eu, și Căpușan, și Netolinski, și Ermurache, toți patru. Am venit pe rând, la diferență de un an, la Steaua. Am jucat 8 ani la 35, în care, într-adevăr, și acolo am câștigat nenumărate titluri la toate categoriile de juniori, și după care Steaua a pus ochii pe noi, am venit și pot să spun acum, la 62 de ani, că aș mai veni încă de 4-5 ori, dacă ar fi să o iau de la capăt. Cele mai frumoase amintiri pe plan internațional? Participările cu Steaua în cupele europene, Cupa Campionilor și Cupa Cupelor, unde am jucat cu Maccabi Tel Aviv, cu Žalgiris Kaunas, cu Cibona Zagreb, cu jucătorii de mare clasă din basketul mondial. Unul dintre cei mai buni conducători de joc pe care i-a avut România a rămas plăcut surprins în momentul în care și-a văzut numele său și al colegilor de generație pe fațada noului stadion de fotbal. Amintiți toți foștii mari sportivi de la toate sporturile care le are clubul Steaua și care au făcut performanțe pe plan mondial. Cum vi se pare noul stadion? E al treilea pe care îl prind. L-am prins pe cel făcut în 72-73, după aceea eram jucător și chiar am lucrat, când am fost la birou organizare 7 ani și am prins stadionul cu tribuna, noua tribună oficială, și acum l-am prins și pe ăsta. Sper să-l prind și pe al patrulea, nu știu. Fostul mare basketbalist știe ce îi lipsește complexului sportiv Steaua după construirea noului stadion. S-a vrut la un moment dat, în 89, sau chiar s-a făcut un proiect în care aici, pe toată câmpul ăsta din Ghencea, trebuia să facă, am și văzut proiectul de fapt, 88-89, în care trebuia să facă patinoar, sală polivalentă și un hotel pentru sportivi de cantonament. Ce, într-adevăr, ce lipsește la jocuri, care Steaua chiar a fost, să nu zic bună, foarte bună, lipsește o sală. O sală de 80.000 de locuri ar fi fost, și mai ales aici în cartier, unde cred că locuiesc peste 300.000 de steliști. Petre Brănișteanu a cucerit 10 titluri de campion cu Steaua București. El a fost pe teren și la ultimul titlu câștigat de echipa noastră în 1991. Marele basketbalist al Selei și al Naționalei României ne-a dezvăluit și care a fost sportul pe care l-a practicat în paralel cu basketul. Primul sport care a fost? Primul sport a fost hockey. Aveam în familie pe fostul mare jucător de la Steaua și antrenor la echipa națională, Ștefan Ionescu. Și cum e în familie, mă apuc de hockey. Nu eram vreun greschi. Dar colegul meu de cameră a fost Traian Turcu Cazacu. Cu el m-am apucat, am jucat, ceea ce mi-a prins bine pentru basket. A fost, dar la 16 ani m-am lăsat în momentul în care m-a luat la echipa națională de junior la basket. Petre Brănișteanu a reprezentat cu succes România în marile competiții continentale, timp în care a adunat peste 300 de selecții pentru tricolori. El și-a amintit cu plăcere și de duelurile dintre Steaua și Dinamo din anii 80. Eram adversar pe teren și prietenii afară. Gândiți-vă că la echipa națională, cât am stat 17 ani, fără să ne oblige nimeni, stăteam un stelist cu un dinamovist în cameră. Eu l-am avut coleg de cameră de zile pe Alexandru Vinareanu. Cernat a stat cu Uglai, Ermurache cu Dani Culescu, deci așa ne alegeam, am fost prieteni. Dar în rest, pe teren, cam ieșeau scântei. Plus că publicul era de altă factură. Era un public cunoscător, nu existau ce există acum, bătăi, înjurături sau ceva, puteai să-ți permiți să vii cu familia la un meci.